Soarea din grădină tu ești, Duhul din lumină tu ești, Duhul Tatălui de sus. Tu ești rodul suferinței din grădina umilinței, nu pleca din brațul lui Iisus. Pe dărare e durere, dar primești și mângâiere ai răbdat, reși pe roagă lui Iisus. Pe dărare suferință e dispreț și umilință, dar căra ea te va duce în cerul sus. Tu ești floarea din grădină, tu ești vinul din lumină, tu ești fiul Tatălui de sus. Ești spălat de orice vină, prin iubirea lui de plină, nu pleca din brațul lui Iisus. Nu va fi mereu tot soare, vor fi zile de încercare, ca să vezi ce bun și mare e Iisus. Ca să recunoști în tine că puterea lui te ține și din suflet să-i dai slavă lui Iisus. Tu ești floarea din grădină, tu ești vinul din lumină, tu ești fiul Tatălui de sus. Nu acoperi lumina, nu mă părăsi ca dima, nu pleca din brațul lui Iisus. Și sfânt orare vor veni peste popoare, tu rămâi în brațul lui Iisus. N-o să afli lumea mare pentru suflet fiecare, n-ai să-l poți primi în față pe Iisus. Floarea din grădină, tu ești vinul din lumină, tu ești fiul Tatălui de sus. Strigă Abba Duhul tine, îngerul pentru tine, nu pleca din brațul lui Iisus. Iar dacă nici o scăpare ai nădejde și te roagă lui Iisus. Nu lăsa calea îngustă și nu renunța la luptă, dacă vrei să vezi în față pe
Slăvit să fie Domnul, glorie Domnului, amin. Amin. Îi mulțumim Domnului că e prima seară de evangelizare, Domnul să vă binecuvânteze. Parcă dimineața am fost mai mult la cina Domnului. Parcă două mâncări prea mult, nu? Domnul să vă binecuvânteze, slăvit să fie Domnul. Oameni buni, dacă David Camparaș și proroc spunea că se bucură să vină la casa Domnului, noi poate tot mai mult, cum trebuie să fie în seara aceasta? Plin de bucurie că suntem în casa Domnului. Gloria Domnului! Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și înainte ca să intrăm în slujba pe care ne stă în față, vom chema pe Domnul prin fratele Toade Livașcu. Amin. Amin. Ca să ne închinăm Domnului așa cum stăm în picioare,
Fraților, haide să dăm citire la câteva versete din Psalmul 128, un psalm minunat. Spune pagina în Biblie 630. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, slăvit să fie Domnul. Amin. Ca să fim fericiți, să ne mai bine, ce trebuie să facem oamenii? Să ne temem de Domnul și să umblăm pe căile Lui și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți să ne închinăm cu toată lumea. Haideți să cântăm așa împreună cu toți să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava vremești. Amin. Ocupăm locurile. Îi mulțumim Domnului de seara aceasta, îi mulțumim Domnului că a dus seara aceasta la zile vieții noastre, cum putem veni în casa Domnului, să-i aducem o jertfă de mulțumire, rodul buzelor noastre, glorie Domnului. Amen. S-a venit cu Psalmul 1, cu versetul 1, 2 și 3. Știți ce spune Psalmistul Psalmului? Oamenii îmi spune, ferice de omul care nu se duce unde? Sfatul celor răi, nu se oprește pe calea și nu se așează, ci îți găsește plăcerea zi și noapte. Și versetul 3, aici e frumusețea cuvântului, oameni. Știi ce spune? El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îți dă rodul la vremea lui și al căreia frunză. Nu se vestejez, tot ce începe, ce face? Aleluia, glorie Domnului. Oameni buni, am început cu Domnul, vrem să și sfârșim cu El și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Îi mulțumim Domnului că în seara aceasta avem la slujire pe familia Adriana, Stoica, că noi așa o știm, Domnul să-i binecuvânteze. Așa ai rămas. Domnul să... E bine că ai reușit așa. Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să vă se binecuvânteze, am dorit să fie în mijlocul nostru și în continuare la avem pe fratele pastorul Mica Jijie. Domnul să-l binecuvânteze, Domnul să-l umple de putere. Amin. Spre slava Domnului, haideți, sora Adriana va lauda pe Domnul cu un pas de trei cântări și apoi Janina va lauda pe Domnul cu o cântare. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mă bucur să fiu în casa Domnului împreună cu dumneavoastră și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. E seară și poate că mulți dintre noi așteptăm să treacă această zi, să vină ziua de mâine, însă cine știe pentru câți dintre noi va mai fi în mâine. Dar ce știu sigur este că atunci când viața noastră e predată în totalitate în mâna lui Dumnezeu, chiar dacă la noapte viața noastră pe acest pământ se va sfârși, adevărata noastră viață fericită va fi lângă Domnul nostru Iisus. Amin. Domnul să ne ajute să rămânem în El. Amin. Amin. Și în curând
zorile se vor ivi. Pregătește-te de-acum, căci Iisus este pe drum și îmbrăcat în slavă mare va veni. Coboară, coboară zi de zi, Domnul, în casa mea. Coboară și mă ajută să port povară grea. Coboară și fiecare zi aștept cu atâta tot. Coboară, căci Domnul este al meu, al tău scut, salvator. Să-i
Doamne, fără tine sunt pierdut. Fără tine viața n-a sens. Tu m-ai pus-o eu de la început. Azi te rog, Iisus, să mă iert. Tu ești toată bucuria, acea sfântă armonia. Tu ne dai, Doamne, din Duhul Sfânt. Tu ne ajuți mereu pe cale și ne dai la toți răbdare. Să răbdăm, Doamne, până la sfârșit. Tu ești toată bucuria, acea sfântă armonia. Yeah.
toți. Amin. Familii stropite ce plâng zi de zi, sunt sărmani și bătrâni care strigă să vii, care strigă să vii. O durere se lasă în sufletul meu, ce-am făcut noi, Doamne Dumnezeu. Am urât și judecat, mi-am vorbit și-am uitat că Iisus a iubit, El a iubit. Privește, Iisus, azi în inima mea și dă-mi Tu putere să Te pot urma. Ajută-mi să fiu lângă aproapele mele, cum Tu mi-ai iubit, să pot iubi și eu. Privește, Iisus, azi în inima mea și dă-mi Tu putere să Te pot urma. Ajută-mi să fiu lângă aproapele mele, cum Tu mi-ai iubit, să pot iubi și eu. De gloria Domnului va străluci, ochii noștri cu toții îl vor vedea, împreună în cor cu toți vom cânta, cu toții vom cânta. O, Tu Fiul de Dumnezeu și om, pe Tine Te vom prețui mereu, pe Tine Te vom onora, Dumnezeu, bucuria și iubirea sufletului meu, sufletului meu. Cu slavă pe nori când vei veni, cu Tine printre stele ne vom întâlni, alături de îngeri cu toți vom cânta, Osana, mărire în veci, aleluia! Cu slavă pe nori când vei veni, cu Tine printre stele ne vom întâlni, alături de îngeri cu toți vom cânta, Osana, mărire în veci, aleluia! Spune Psalmul 92, dacă nu mă înșel, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Lui prea mare, să vestim dimineața bunătatea Lui și noaptea ce oamenilor, ce duce și a Lui. Slăviți să fie Domnul! Haideți în continuare, sora Adriana, v-a lăudat pe Domnul cu un par de trei cântări. Mihail a lăudat o poezie spre slava Domnului și apoi Janina va mai lăuda pe Domnul cu o cântare. Amin. Cântare pe care vreau să o cânt, de fapt ea este o cântare veche, dar autentică zilelor noastre pe care noi le trăim. Și mi-aduc de aminte în urmă cu vreo 14-15 ani, când Dumnezeu a dat această cântare la tata, m-a chemat să o înregistrez, să o cânt cu el și n-am prea înțeles-o atunci. El a văzut lucrul ăsta că mă cunoștea foarte bine și mi-a spus, Adriana, nu uita ce-ți spun. Fiecare cântare și are vremea ei. Și să știți că așa este. De ceva vreme Dumnezeu mi-a pus această cântare pe inimă, să o cânt din nou, am refăcut negativul. Acum, dacă cumva supără pe cineva, îmi cer iertare, însă ceea ce Dumnezeu nouă ne dă, dar să spunem și la alții. Domnul să ne ajute să rămânem statornici pe calea Lui, așa cum l-am primit pe El.
ca la sfârșitul alergării noastre pe acest pământ, Domnul să ne dea de acasă de El. Amin.
Nici el n-a pus la sângerarea lui
Garou. Deschide ușa larg și nu lăsa pe mâine. El vrea o cină să-ți gătească. Vrea să-ți aștearnă dinainte vin și pâine. Și neîncetat, iubind, să-ți vorbească. Amin. Pumnii gol.
Sora Ileana, hai laudate Domnul cu două cântări și apoi vom asculta cuvântul Domnului prin fratele Ionică. Domnul să binecuvinteze. Amin. Amin. Și e tare.
scăparea și iertarea. Dar întoarce-te cu Dumnezeu. Cuvântat să fie Domnul care este salvarea noastră a tuturor. Amin. După momentele de părtășie și de bucurie, încântare, de laudă în vers de poezie, haideți să deschidem Scripturile pentru seara aceasta în Noul Testament, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de unde vreau să lecturăm împreună primele 22 de versete. Pagina Scripturii este 1066. Intitulația foarte sugestivă acestui pasaj biblic este Întoarcerea lui Saul. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu Biblia, Saul a devenit Apostolul Pavel, Apostolul nostru al neamurilor. Haideți să ascultăm cuvântul acesta și Dumnezeu, prin intermediul lui, să ne vorbească. Amin. Amin. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care îi cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-L ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este El acela care făcea prăpăd la Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul,
se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Lăudați să fie Domnul și pentru după masa aceasta. Amin. Mulțumim Domnului și suntem extrem de recunoscători pentru că suntem împreună în casa Domnului într-un loc binecuvântat. Într-o vreme în care oamenii sunt panicați, într-o vreme în care oamenii sunt disperați chiar, noi suntem liniștiți, noi suntem binecuvântați aici, în casa lui Dumnezeu, unde Cel Preanalt ne umple inimile noastre cu har și cu pace, pacea aceasta care întrece orice priceapere omenească să stăpânească în inimile noastre și Bunul Dumnezeu să ne ajute ca totdeauna să-i fim recunoscători. Amin. Amin. Dragilor, am citit cuvântul acesta pentru că ultimele două cântări ale sorei Adriana vorbeau despre schimbare. Oamenii s-au schimbat în ultimul timp foarte mult. Adevărul este că pe unii nu-i mai recunoști. Atât de mult s-au schimbat, dar nu-mi bine. Nu-mi bine. Că dacă ne-am schimbat în bine, ar fi extraordinar. M-am uitat așa la o adunare, la câteva imagini de acum 30 de ani. Pe o înregistrare. Doamne, ce mult ne-am schimbat atunci. Era parcă o altă lume. Țin minte, în acele vremuri, la noi în adunare, aveam un singur frate, o mașină. O amărâtă de Dacia. 1300, n-am să uit, ruginită tot pe la praguri. Știți cum făceam deplasarea? Mergeam în satele vecine, la seri prelungite, nopți de veche, pe jos. Nimeni nu punea problema, este cu ce merge. Că aveam picioare. Mergeam acolo și nu conta când se vedea. Stăteam un după mezul nopții. Știu că odată când ne-am dus seara, era frumos afară, vremea. S-a schimbat și vremea. Când am stat la biserică, a început vântul și discolul. N-am mai găsit drumul spre localitatea noastră, așa? Și am mers o vreme. Ne-am bătut pe câmp. Era zăpadă mare. Câteva ore am mers, până într-un final dimineața am ajuns acasă. Surorile n-aveau cizme de piele în vremea de la Marelbo, de la Denis. Nu erau frațe la Picov. Aveau de imitații de la bazar. Și când călcau în poșghița aia de gheață, așa, de zăpadă, toate imitații aceia au sărit. Până dimineața s-au făcut cizmele albe. S-au dus imitația. Dar nu s-a supărat niciuna. Când a fost seară prelungită altă dată, cu mult elan, cu mult optimism, cu multă bucurie, am plecat la o altă seară de părtășire. Ne-am schimbat. Acum avem condiții. Avem 2-3 mașini în fiecare curte. Anunță, frații, avem evanghelizare, vine X, vine Y. Și nu mai avem apetit. Pentru că ne-am schimbat oamenii. Dar să știți că pentru vremea asta de har pe care l-am avut la dispoziție, într-o bună zi vom da socoteală. Să nu credeți că nu vine nota de plată. Spunea unul în pandemie anul trecut, că cei care au avut probleme cu lipsa de la casa Domnului, aveau mustrări de conștiință și spunea, zice, dacă dă Bunul Dumnezeu să se mai deschidă odată adunarea să fie ca înainte, zice, mă duc la casa Domnului în genunchi. Și-a venit vremea în care s-a deschis casa Domnului ca înainte. Și deși are două mașini în curte, nu a venit nici cu mașina, nu în genunchi. Eu vreau să vă spun că ne schimbați. Nu putem să ajungem în cer. Cu apucături nu putem ajunge în cer.
De-aia predica din seara asta, motivat și de aceste cântări, de subiectul lor, am intitulat-o în felul următor. Schimbări majore în viața omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Că singurul care poate să ne schimbe cu adevărat e Dumnezeu. Un sistem omenesc. Uitați-vă, intră oameni în pușcării. Dar nu se schimbă în bine. Cei mai mulți ies de acolo mai răi. Singurul care poate ca să ne schimbe din temerii cu adevărat este Hristos Domnul. Amin. Și mă rog seara asta aici la Moisei să fie seara schimbărilor în bine. Amin? Amin. Și nu uita, schimbarea în bine începe cu tine. Și începe cu mine. Amin? Amin? Despre patru schimbări vreau să vorbesc. Din textul acesta vreau să vorbesc așa proporțional, echilibrat și apoi la urmă sora Adriana să mai aibă un set de cântări. Eu nu pot să am un set de predici, un buchet de predici, dar o să am un buchet de idei. În schimb, eu am predicat și dimineață, așa că vreau să-i mai dau loc și Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Amin. În primul rând, prima schimbare. Când omul se întâlnește cu Dumnezeu, când omul se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu, Dumnezeu îi schimbă religia. Religia lui. Știți că Apostolul Pavel avea religia lui? Dacă vreți să deschideți, eu vă citesc din Galateni, Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 1, de la versetul 11, spune așa aici Apostolul Pavel: Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată? Auziți? În religiunea iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare. Pentru ce? Pentru datinile strămoșești. Eu vă vorbesc cu foarte mulți oameni. Și ideea asta, oamenii se bat în piept și îmi spun așa, zice, Domnule, eu am religia mea. Eu nu mi-o schimb, zice. Zice, religia asta m-a născut și religia asta și i-am spus, Doamne ajută. Dar bagă de seamă că religia asta e o religie greșită. Că la final religia asta ta nu o să te ajute. Singura religie care poate să te ajute este religia lui Dumnezeu. Amin. Și tot să spunem amin. Amin. Oamenii, că în lumea asta sunt mii de religii. Și fiecare se bate cu pumnul în piept și spune, a mea e mai grozavă, a mea e mai bună. Oameni buni, nu religia ortodoxă mântuiește. Nu religia catolică. Dar nici penticostală. Nici baptist. Că ne-am făcut religia noastră. Și de multe ori avem așa un aer de superioritate, Domnule. Ce noi, Domnule, la noi, noi suntem noi dregeri. Dragilor, religia care mântuiește e religia lui Dumnezeu. Eu vă citesc din Biblie, nu spun de la mine. Uitați-vă ce spune Iacov în primul capitol, în versetul 27, pagina Scripturii 1188. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim cum? Neîntinați de lume. Vă place religia asta lui Dumnezeu? Asta e adevărat. Asta mă întâlnește. Să cercetăm, auzi, pe orfani și pe nenorociți.
Știți că Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 25, judecata viitoare, când va veni Fiul Omului pe cer, pe norii cerului, va desparte neamurile în două, precum păstorul oile de capete. La dreapta oile și la stânga capete. Și celor de la dreapta le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, și celor de la stânga, duceți-vă, plecați. Peste mață. Dar ce face diferența? Unii au ținut cont de religia lui Iisus, cei de la dreapta. Asta face diferența. Și alții au zis, noi am avut religia noastră. Pentru că am fost cum? Am fost flământ, mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete, mi-ați dat apă. Am fost dezbrăcat și mi-ați dat haina voastră. Am fost bolnav și ați venit la mine în vizită la spital. Am fost întemnițat. Dar nu pentru șmecherii. În pușcărie. Întemnițat pentru credință, ca Pavel și ca Sila. Știți că m-am dus într-o adunare și zic, bă, dar unde e fratele X? Nu dau nume. Ce frate, n-ai auzit nu? Închis. Unde, bă? La penitenciar. Dar de ce? Pentru credință că dorăm că e libertate în România. Zice, l-au ajuns dosarele din urmă. Bă, să ne ajungă pe noi din urmă binecuvântările Domnului. Faptele bune. Că dacă te ajung dosarele, vai și amară. Și celorlalți le va spune, voi n-ați făcut. Și vor întreba și unii și alții, când, Doamne, când te-am văzut noi în ipostazele astea? Când te-am văzut noi flămând, însetat? Te-am văzut noi dezbrăcat? Că s-a înfidat! Ori de câte ori ați făcut sau n-ați făcut cui? Acestor micuți neînsemnați. Voi, de fapt, mie le-ați făcut. Ai religia asta? Cam ajuns de multe ori, unii nu mai știu ce să mănânce. Să spargă în figuri, să-mi fie iertate expresia, dar o spun. Că zis unul, zice, bă, am fost cu nevastă mea la Milano și am spart 12.000 de euro pe țoare. Și am întâlnit femeie care nu are bani de ulei. Mi-a spus, ce frate, de două luni n-am avut în casă bani de o sticlă de ulei. Nu m-am fiert cartofi și fasole. Și sunt văduve care n-au bani de medicamente. Și vrei în cer. M-am dus într-o seară la magazin și în față era o femeie bătrână. Am apreciat-o așa, după cum arăta, probabil peste 80 de ani. O pus pe masă acolo în față vreo 6-7 produse. Și când a ajuns la casa de marcat, caseriția aia a scanat acolo și a zis o sumă, cât o fi zis. Și a scos bănuții din buzunar și a început greu, a trecut câteva minute. Erau unii spate în care nu mai aveau răbdare. Și a început să numere și a zis, casiera zice, Doamnă, bunică, nu vă ajung banii. Ce trebuie să lăsați ceva. O mai trecut câteva minute pentru că săraca femeie nu știa ce să lase. Pe toate trebuiau. Și într-un final avea un pui, nu proaspăt, congelat. L-a luat pe ăla și l-a pus, zice, ăsta lasă. Și a spus, Doamnă, dați-l acolo. Pentru că îi plătesc totul. Lăsați-o așa. Dați-i drumul ca să se ducă. Pentru că am gândit că femeia asta probabil era într-o sărăcie, într-o situație dramatică, poate n-avea bani de pastile și m-am gândit, oare câte cazuri de astea mai sunt? Și ne batem cu pumnul în piept că suntem creștini de 2000 de ani. Asta e religia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi spune aici cuvântul lui Dumnezeu prin Iacov să ne păstrăm neîntinați de lume. Cu alte cuvinte să ne păstrăm curați. Pentru că neîntinați n-ajungem în cer. Biserica ce va fi răpită la cer e curată, e fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul ăsta. Dumnezeu nu ne-a îmbrăcat în gri.
Dumnezeu ne-a îmbrăcat în haine albe, amin? În hainele mântuirii, ne-a îmbrăcat în haine albe. De-aia spune unei biserici, Apocalipsa 3, biserica din Laodicea, care prin liderii ei au ajuns la o concluzie, zice, suntem bogați. Ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. Și a spus Domnul, sunteți săraci, sunteți orbi și sunteți goi. O zis, Dumnezeu te sfătuiesc să cumperi de la mine haine. Ce fel de haine? Albe! Să te îmbraci, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Știți ce greu e de păstrat altul? Eu rar mă îmbrac cu altul. Mai așa, duminica, din când în când, m-am dus în străinătate de mai multe ori prin anumite țări și îmi mai punea soția cămăși albe. Și odată, într-o seară m-am dus la adunare, m-am luat un frățior cu mașina, el venea de la muncă să mă ducă la biserică, era și cald, cald afară, și am transpirat, m-am lipit de scaunul lui, m-am împătat tot pe spate. Tot. Și când am ajuns la biserică, cineva mi-a spus, frate, vezi că ești negru pe cămaș. Ce ai făcut? Unde ai pus? Păi numai mașină la m-am pus, bă, frate. Apoi nu știu ce ai făcut, nici altă de schimb n-aveam. Toată slujba am stat cu spatele la perete. Și am spus la nevastă, zic, dragă, să nu mai pui că mă duc așa, prin străinătate, câte o săptămână, câte 4-5 zile, cămăși albe. Că albul e greu de păstrat. Să-mi pui albastră închis. Să-mi pui gri. Că astea sunt mai suferitoare. Albul e greu de păstrat. Dumnezeu ne-a îmbrăcat în alb. Și a spus așa, păstrați-vă curați. Ne-ntinați, că lumea asta e murdară. Lumea asta e stricat. Unde te pui? E murdărie, dacă vreți, e cenușă. E funingine. Și noi suntem chemați să ne păstrăm curați în fiecare zi. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți. Ai religia asta? Că dacă religia pe care o ai îți permite ca să vorbești urât, să minți, să faci fapte urât, să iei ce nu este al tău, să trăiești în imoralitate. Ascultă-mă ce-ți spun. E o religie greșită, schimb-o, că nu vezi cerul. Că Dumnezeu e sfânt. Aleluia. Pentru că cel ce v-a chemat, spune Petru, e sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin? Asta e prima schimbare. Că Pavel avea religie. Religia iudaică, dar religia lui îi permitea ca să meargă și să-i bage în temniță pe sfinți, pe pocăiți. Religia lui îi permitea ca să asiste chiar la martirajul lui Ștefan. Vă amintiți? Când a fost ucis cu pietre Ștefan și hainele lui le-au pus la picioarele lui Saul. Cu religia asta, dacă ar fi rămas Pavel, n-ar fi văzut împărăția lui Dumnezeu. Dar când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, asta a fost prima schimbare. Dumnezeu i-a schimbat religia și a spus, Saule, Saule, tu ai nevoie de o altă religie. O religie mântuitoare și singura religie care te mântuiește pe tine și pe mine este religia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să o avem cu toții. Amin? Gata cu religia mea. Vrem să trăim în religia lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Și făcând așa, vom fi mântuiți la final. Binecuvintează-ne, Doamne. A doua schimbare. Când te întâlnești cu adevărat cu Iisus, ți se schimbă anturajul sau prietenul. Știți că asta s-a întâmplat la Pavel? Uitați-vă ce spune Scriptura aici. Cei ce au fost prieteni au devenit dușmani. Că dacă ne uităm la un moment dat, eu n-am citit, dar uitați-vă de la versetul 23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și cei pe care îi ura, i-au devenit prieteni și frați. Anania, la început, a fost foarte reticent. Și au zis, Doamne, ce faci? Păi mă trimiți în ghearele leului? Păi nu știi că ăsta face prăpăt?
Ăsta pe unde se duce? Numai nenorocirea duce. Unde mă trimis? La el, în ghearele lui? Și-o zis domnul Manie, du-te, că ăsta e schimbat. Ăsta e un vas pe care l-am ales. Aleluia! Să ducă Evanghelia, să o vestească la neamuri, să o vestească la împărați, și-a vestit un lanțul. Să o vestească la evrei, și asta a făcut toată viața. Pentru că a afirmat Pavel la un moment dat, mie mi-a fost încredințată Evanghelia Domnului Iisus și-i vai de mine dacă nu vestesc. Dar du-te, pentru că ăsta e schimbat. Ăsta nu mai are nimic cu tine, Ananie, gata. Tu ești fratele lui. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu îți schimbă anturajul. Îți schimbă prietenii. Lăudați să fie Domnul. Amin. Știți că anturajul contează foarte mult? Foarte mult contează. Noi avem români o grămadă de proverbe, de zicale. Cine se aseamănă, se? Adună. Dacă umbli cu mincinoșii, ce ajungi la un moment dat? Un mincinoș și tu. Dacă umbli cu bandiții, cu hoții, 100% te ajung dosarele din urmă. Că hoți ajunge. Mi-aduc aminte, am lucrat la o societate în Suceava o vreme și avem un coleg de muncă acolo, un șofer de camion. Aducea greu, ducea făină, tărâțe și, sigur, ca și colegi de muncă, discuta mult. Și la fiecare frază pe care o folosea, el, când încheia, spunea cuvântul ăsta man, care în engleză înseamnă om sau omule. Ăsta e sensul. Man. Man. De exemplu, spunea în felul următor, astăzi, când mă duc de la servici, trebuie să-mi iau soția să mă duc până la soacră mea, man. Mâine dimineață la 5 trebuie să încarc camionul cu tărâțe să mă duc la Patradornei, men. Și îi dădea toată ziua așa, cu men în sus, men în jos. La un moment dat, într-o sâmbătă, mă duc și eu acasă și îi spun la băiatul cel mai mare al nostru, zic, Emanuel, trebuie să faci curat în garaj, că azi e sâmbătă, men. Dar nevastă mea, fiind pe față, zice, bă, de unde ai luat cuvântul ăsta? Că ăsta nu e al tău, l-ai împrumutat. Ăsta l-ai adus acasă. Ăsta nu e al tău, tu l-ai luat undeva. De la colegul de muncă. De-aia sunt importanți prieteni. E important anturajul. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun? Cine se însoțește cu înțelepții. Înțelept se face. Cine se însoțește cu oamenii duhovnicești. Om duhovnicesc ajunge. Cine se însoțește cu fireștii, firesc ajunge. M-am dus la o adunare undeva la noi, în zona Sucevei, nu o să spun unde, că se înregistrează, și m-am uitat, era duminică junta, nu? Duminica. Și eu cunoșteam acolo mai multe familii, dar unii era mai apropiată. Și am pus să-i salut la urmă. Dar nu i-am văzut. Și eu n-am stare. Mi-a a doua zi dimineață, de la 9-10, probabil așa, i-am sunat, zic, mă, am fost la voi la biserică, nu v-am văzut la casa Domnului. Ce s-a întâmplat cu voi? Că dacă nu vezi pe cineva la biserică, duminică. Băi, joi seara e joi seara, pe duminica. Zic, s-a întâmplat ceva. V-ați împolnăvit, ați ajuns la spital pe o vreme grea. O făcut o pauză așa, nu mai știa ce să spună și mi-am dat seama, hopa, v-am prins. Ce frate, nu. Nu, chiar așa n-am ajuns. Zice, mulțam Domnule. Suntem bine sănătoși. Și ieri am fost cu încă două familii la un grătar la iarbă verde. Zice, frate, trece vara asta și nu ne mai bucurăm de plăcerile ei. Am ieșit cu copiii să zburde un pic la iarbă verde, să mai frigem și noi așa o fleică. Să ne bucurăm de natură. Mă, da, duminica. De ce nu v-ați dus la iarbă verde miercuri? De ce nu v-ați dus la iarbă verde sâmbătă?
că 6 zile mi-a dat Dumnezeu nouă la dispoziție și una e a Lui. De aia se numește ziua Domnului. Dacă nici pe aia nu o dăm Lui și o furăm noi, ce pocăiți, ce creștini suntem? Și s-o mai plângea unii că s-au dus pe la iarbă verde duminica și zice eu înțepat căpușele. Și-au rămas spuse, băi, normal că Dumnezeu duminica nu e la iarbă verde. Dumnezeu duminica este în casa Lui. Aleluia. Dumnezeu. Dumnezeu te păzește în rest. Că te duci tu pe la nu știu ce ștrand și la nu știu ce lucru duminica, te duci tu cont propriu. Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu duminica este în casa Lui. Dumnezeu. Și Sfinții lui Dumnezeu trebuie să fie în casa Domnului. Amin. Nu pe la alte locuri de distracție și petrecere. Amin. Ioan spunea, în ziua Domnului eram în Duhul. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Că atât îl iubim pe Dumnezeu. Se vorbea de a iubi pe Dumnezeu cât iubim casa Domnului. Atât. Așa. Trebuie să-ți povești. Eu îl iubesc pe Domnul. Serios? Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să fii în casa Domnului. De-aia David spunea, un lucru cer de la Domnul și îl doresc cum? Fierbinte. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului la evenimente. Așa au spus? Când avem musafiri. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului toată viața mea. Să mă minunez de frumusețea templului Său cel Sfânt. Păi cel mai frumos aici. Când era pandemia anul trecut, eu obișnuit, uneori când mă duc la evanghelizare, 2 săptămâni seara de seară. Mai era cum mai era peste săptămână, când venea duminica și nu aveam biserică, ieșeam până la poartă plângând. Dacă mi-ar fi dat, îmi spunea cineva, băi, îți dăm 7 blocuri în Cluj, satane. 0. Nu mă interesează. Mi-e dați în casa Domnului, mi-e dați împărtășie. Parcă atunci l-am înțeles pe David, care spune, iată, ce frumos și ce plăcut și ce dulce e să locuiască frații, nimic nu poate înlocui lucrul ăsta. Binecuvântată e părtășia frățească în casa Domnului. Lăudat să fie Dumnezeu. Vedeți câtă bătălie s-a dus și se duce să se închidă biserice? O grămadă de atei care vor ca să intre cu certificat verde ca la mor, pe biserica nu-i mor, măi. Dar se atacul satanei. Pentru că împotriva bisericii s-au dus lupte interminabile. Dar ascultați-mă ce vă spun. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. E important. E important ancorajul. Că prietenii pe care ai te vor duce fie la viață, fie la moarte, fie la Hristos, fie în lume. Vă amintiți la un moment dat de fiul lui David care se numea Amnon? El s-a îndrăgostit de sora lui Tamar. Și așa de tare s-a îndrăgostit că s-a îmbolnăvit. Băi, bolnav de dragoste. Și-a venit un prieten de-a lui, unul care se numea Ionadab. Și Scriptura îl descrie, spune Ionadab, era un om, cum era? Șiret. Dacă vreți, caracter de vulpe. Domnul Iisus folosește, la un moment dat, expresia asta în dreptul lui Irod și face această afirmație, spuneți-i vulpe acestea că astăzi și mâine lucrez. Iar a treia zi voi isprăvi. Și ăsta a venit, bă, pentru ce te stingi, mă, ce palid ești, mă, te-ai tras la față? Mă, ce-i cu tine? Și ăsta a spus, bolnav de dragoste. Bineînțeles că dacă m-ar fi chemat pe mine, eu aveam remediu pentru amă. În maxim jumătate de zi îl puneam pe picioare. Eu știu de ce avea nevoie. Și ăsta i-a spus ce să facă, i-a rămas faptul și-a făcut exact cum i-a spus. Nu mai dau detalii, că voi știți Biblia mare, majoritate. Dar cert este că până la urmă asta l-a costat viața. Pentru că Absalom, fratele drept al lui Tamar, l-a trage la 2 ani într-o cursă și totul a pornit de la Ionadab, de la prietenul lui. A murit o fată, o la botezul, 18 ani, într-un beanveu, cu alți 3 tineri din lume. 2 băieți și o fată. Că i-au vrut ca să vadă cât prinde mașina. Și-au prins mult.
Numai că într-o curbă s-a luat peste cap și s-au făcut flanguri. Și o grămadă de oameni și-au pus, bă, dar cum s-a întâmplat cu fata? Bă, fata asta s-a botezat, domnule, cum de-o îngăduit Domnul? Nu asta e întrebarea corectă. Ce căuta o fată creștină cu trei tineri de lume? Ce căuta? Vă amintiți în Marcu 2 că un slăbănog avea patru prieteni? Și când Domnul Iisus intră în cetatea lor în Capernaum, ăștia s-au dus la el și cu pat cu tot l-au luat și l-au dus unde? La Iisus. Când a intrat în casa aia, a vrut să intre în casă prima dată. Nu a putut. Pentru că de regulă unde Domnul venea, se adunau cu sute și mii de oameni. Și ei nici nu aveau căsoaie ca noi, cu 29 de camere și 4 băi. Mai aveau niște căsuțe mici. S-au umplut rapid. Dar n-au dat înapoi. Au fost ingenioși. S-au urcat pe acoperiș, au dat la o parte acoperișul și cu pat, cu tot, cu niște funii, l-au coborât înaintea lui Iisus. Când le-a văzut Iisus celor patru, adică prietenul lui, ce le-a văzut? Credința lor. A zis, iertate sunt păcatele. Și au crătit. Au zis, cum adică omul ăsta vorește? Cine poate să ierte păcatele decât unul singur Dumnezeu? A zis Mântuitorul, ce-i mai lesne de zis? Iertate-ți în păcatele, că asta spun mulți. Mai ales dacă și plătești, iartă rapid. Ce-i mai lesne? Asta să zici? Sau scoală-te și umblă. Prima parte o pot spune mulți, iertate-ți în păcatele. Dar a doua parte, un slăbănoc de ani de zile uscat, cine îndrăznește? Unul singur are puterea asta. Numele lui e Hristos Domnul. Dar ca să pricepe, eu ți-o zis el că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție, zic, slăbănogule, scoală-te și umblă. Imaginați-vă că toți ochii s-au pironit asupra lui. Să vezi un om care n-a mai umblat de ani de zile cu mușchi atrofiați, uscat, cum se ridică în picioare și începe ca să meargă, să umble, să țopâie, pentru că acolo era puterea lui Dumnezeu. Și eu spun în seara asta, aleluia! Lăudați să fie Domnul! Doamne ajută-ne! Se citea dimineață Psalmul 16. Vă amintiți? Versetul 3 spune, David exclamă, Sfinții din țară, oamenii vlavioși, sunt toată plăcerea mea. Să ne ajute Dumnezeu! Amin. A treia schimbare majoră în viața omului care se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu îți schimbă perspectivele asupra vieții și valorile din viață. Știți că Pavel a fost un om intelectual cu facultate. El avea studii superioare. Învățase la picioarele lui Gamaliel. Nu era pescar ca Petru. Dacă vă uitați la imajul lui, la cuvintele pe care le folosește, denotă lucrul ăsta. Era un om învățat. Era un om capacitat din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că el avea aspirații. Bineînțeles că el avea planuri. Planuri în lumea asta, ancorate în lumea asta și sigur că el căuta valorile lumii acestea. Și face o afirmație în Filipeni. Trebuie neapărat să citesc ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 3. Pentru cei care vreți să urmăriți, pagina 1153, de la versetul 7. Auziți ce spune Pavel aici. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și continuă Pavel și spune mai departe, la un moment dat, zice așa,
și să fiu găsit în el având nouă neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, că pe asta s-a bazat, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și versetul 10, și să-L cunosc pe El, și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Extraordinar. Zice Pavel, toate lucrurile astea, care pentru mine altădată erau valori, acum le-am socotit gunoaie. Nu-s gunoaie. Ne ancorăm în ele. Ne dăm energia după ele. Ne consumăm timpul și resursele fizice. Și vine o zi în care am auzit afirmația asta din partea multora, zice frate, dreptate de Biblia. Ce totul e gunoi. Și goană după el. Asta a spus un Solomon. Solomon ce? Ne punem pe Solomon? Suntem pe nicării. Păi l-au avut grădin suspendat. L-au avut, face o afirmație și spune în Eclesiastul, zice, nu mi-am oprit inima de la nimic. Și mi-a poftit, inima i-am dat. Că mi-am permis. Și vine un moment în care spune, totul e deșertăciune. Și goană. Nu astea sunt valoare. Este stricătoare. De multe ori poveri. De multe ori te străpuni singur, cum spune tot Pavel, cu mulțime de chinuri. Alte disvalori. Se cântau o cântare, nu? În seara asta spunem de ce? Tot alege. Ce cauți? Ce vrei să strângi în lumea asta? Nu vedeți că omenirea asta e într-o continuă alergare? Într-un zbucium. Într-un zbucium, efectiv, oamenii aleargă. Și mare majoritate dintre ei aleargă după gunoaie. Că dacă am alergat așa pentru Domnul, de-aia spune Dumnezeu în Psalmul 46 cu versetul 10, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă! E o alergare greșită. E o alergare care nu e binefăcătoare. Oprește-te! Am cunoscut pe cineva. Era șofer de tir. Și alerga cu tirul să facă, era pe la kilometru. Câți kilometri făcea, atât era plătit. Și într-o zi s-o simțit rău. A început să-l doare în partea dreaptă, ficatul. Să zice că ficatul nu doare. Dar a început să-l jeneze destul de tare. Și a zis soția, du-te-mă la un control, la un ecograf, și lasă că mai fac o cursă. O lua niște pastile de-astea pe durere, așa, să-i atenueze durerea. Și mai făcut o cursă. Și-a venit acasă, spune-mi un pic, s-a simțit mai bine, zice, mai alerg o dată. Când a venit a treia oară din cursă, a terminat. L-a dus la spital cu ambulanța. Și verdictul a fost crunt. Zice, cancer la ficat. Metastaze. Nu se poate face nimic. A ajuns acasă, nu l-a interesat nimic, șocant. A zis, cui rămâne tirul meu? Nu l-a interesat de familie, nu l-a interesat de copii, nu l-a interesat de mântuirea lui. Zice, cui rămâne tirul, domnule? Că la el era în tir ca în farmacie. Și cine pune stăpânire pe el? Că dacă s-ar fi putut, ar mai fi făcut o cursă. O goană teribilă. O grămadă de oameni care aleargă spre prăpăd și spre pierzare. Pentru că, din păcate, pentru ei valorii sunt gunoaiele lumii. Doamne, ajută-ne să alergăm după valorile adevărate. Amin. După valorile cerului. Amin. Spunea Apostolul Pavel, noi n-am adus nimic în lume. Și când plecăm din lumea asta, nu luăm numai ce am făcut pentru Domnul. Amin. Am cunoscut o soră, avea o pensie amărâtă de ceapel. Acum e mai mare. De 8 milioane, cred că. Atunci era 4. Pe vremea aia. Minusculă. Cea mai mică pensie. Când auzea că cineva se duce la spital, o operație la Cluj, la Mureș, punea în plic 1,5 milion, 2, cât putea,
din pensia ei de 4 milioane, bătea la geam și spunea: am auzit că te duci la spital, știu că la spital trebuie bani. Nu sunt mulți, dar o să te ajute. Când auzea că cineva iarna rămâne fără lemne, plătea câte o căruță de lemne și spunea: să nu spui că din partea mea, numai să trezeau familia aceea cu lemnele aruncate în curte. Zice: minuni, le-o trimis Domnul, la prinsoară. După moarte ei s-au aflat o grămadă de lucruri. Când am scos-o în ziua mormântării din casă ei, era o căsuță mică de pământ, dar noi să spunem chirimici, lut, pământ cu paie. Nu-i interesat-o de unde a ieșit. Știți cum era în zicriu? Mă zâmbet. Pentru că, de fapt, valorile ei știți unde erau? În cer. Că spune Iisus Hristos: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Nu vă strângeți comor unde? Pe pământ! Unde le mănâncă molia, rugina, le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă de comori în cer. Că unde-i comoara voastră, acolo-i? Și inima. Doamne, vrem ca noastră comoară să fie cerul Tău. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim îndrăgostiți de cer fiecare dintre noi. Și, dragilor, ultima afirmație, ultima schimbare în viața omului care se întâlnește cu Dumnezeu, și o să mă opresc, a patra schimbare, când omul se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu îi schimbă cale, îi schimbă drumul, direcția, da? Și îi dă un alt drum, o altă cale, o altă direcție. Pentru că Pavel mergea pe drumul greșit, pe drumul răzbunării, pe drumul prigonirii. Dacă vă uitați aici, el era invidios, era pornit la rău împotriva celor care mergeau de altfel pe calea credinței. Spune așa Biblia aici, a cerut scrisoare, versetul 2, către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la... El era pe altă cale. El era pe un drum, pe o pistă greșită. Era pe un drum rău. N-ați văzut că seara asta a început cu Psalmul 128 și nu e o întâmplare asta. Că aici e Duhul lui Dumnezeu în adunare. Și Duhul lui Dumnezeu le conduce pe toate. Și spunea acolo David că e ferice de omul acela care merge pe căile cui? A Domnului. Că Dumnezeu are căile lui și lumea are căile ei. Solomon spune la un moment dat: multe căi par omului cum? Bune. Și inima lui se gândește pe care să meargă. Parcă și asta e bună, parcă și asta e bună. Dar la urmă omul realizează că toate aceste căi unde duc? Unii merg pe care aceasta urii. Cum merge și Pavel. Sufla amenințare, făcea prăpăt. Alții merg pe calea imoralității. Spune în Proverbe 3, la un moment dat, calea asta duce la moarte. Toți cei ce apuc, acolo ajung. Și sunt o grămadă de morți în lumea asta care au plecat pe calea asta. Calea păcătoșilor. Dacă vreți, calea, nu știu, a vorbirii de rău, a bârfei. Nu e așa că e multă bârfă în lumea asta? Oamenii să vorbesc de rău unii pe alții. Era într-o adunare o soră și ea vorbea numai de bine. Ca asta înseamnă a binecuvânta. Ea binecuvânta pe toți. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Bă, și erau supărați aia. Când vorbești numai de bine, unul se supără. Și o să ai să o prindem, nu, să o punem la colț și pe ea. Și o zis, mă, zice, bunicuță, soră, dar zice, de fratele ăla, ce zici? Că ăla nu prea venea pe la adunare de vreo câteva luni de zici. Mă, el, băiat bun, zice, har, nu om harnic, ai văzut ce lucruri iese din mâna lui? Cum aleargă, așa e micuț, are 1,60 m. Dar zice, cum muncește, domnule, cu palmele crăpate, zice, bun, frate. Dar de sora aceea ce zici? O, și aia avea probleme. Dar zice, sora, pa, o gospodină, ce-am fost acasă. Îți face niște plăcinte cu brânză și mărar? Cum nu face nimeni? Nu s-o supărat. Ce bine, bine, acum o să mă stres o plăcom cumva. Dar de satana ce zici? De diavolul ce zici? Făcut eu o pauză așa? O să zic, mă, trebuie să spună ceva.
Ăsta e rău, trebuie să spună ceva. Și o zis, maică, ce să zic? El își face treaba lui, zice. El își vede de treaba lui. Cu alte cuvinte, vedeți-vă și voi de-a voastră. Știți că, la un moment dat, au venit ucenicii, fapte, capitolul 1, erau preocupați de Ierusalim, de reașezarea Ierusalimului, de ce va fi, când va fi, cum vom ieși noi biruitori și vom înfrunta noi pe romani și nu o să mai fim sub jugul lor. Ce s-a va întâmpla, Doamne? Și a zis Domnul Iisus, nu asta e treaba voastră, mă. Nu-i treaba voastră vremurile, soroacele, treaba voastră e să nu vă depărtați de Ierusalimul. Până când nu veți primi o putere. Vorbea despre puterea Duhului Sfânt. Și după ce primiți puterea asta, voi veți fi martorii mei, nu al lui Iehova. Voi veți merge ca să vestiți Evanghelia și numele meu. Veți merge în Ierusalim, în Samaria, în Galileea și până la marginile pământului. Au făcut ucenicii așa? Da. Toma s-a dus spre mine, acolo și a murit străpuns de o lange. Andrei a venit la noi în țară, a dus Evanghelia, se pare în Dobrogea, în partea asta, Europa de Est. A murit după ce l-a vestit pe Domnul 3 zile nevestei consulului din Ahaia, care se numea Maxime. 3 zile a vorbit despre Domnul Iisus, de dimineață până seara. Și a treia zi, femeia asta s-a pocăit. Și supărat, iritat soțul ei, a pus mâna pe el și l-a condamnat la moarte. A fost răstignit pe o cruce în formă de iz. Dar și-au văzut de treaba lor. Să ne vedem și noi de-a noastră. Amin? Amin? Amin. Doamne ajută-ne! Vezi-ți de treaba ta, frate. Amin? Amin. Și soare. Că Dumnezeu l-a fost dat o treabă. Pavel a spus, treaba mea e să-L vestesc pe Iisus. Eu văd de treaba mea. Eu nu intru. M-au chemat frații în diferite structuri, organizme. Băi, zic, eu am altă treabă. Nu stau la birou. Eu-s chemat să duc Evanghelia. Asta e treaba mea și nu o fac. Treaba lui sora Adriana să cânte. Domnul să o binecuvinteze. Amin. Fiecare avem treaba noastră. Toți. Că cine e chemat la o slujbă, Roman 12 cu 7, ce să facă? Să se țină de ea. Și închei cu gândul ăsta. Există o singură cale care duce în cer. Și se amintea și dimineață. Și calea asta se numește Hristos Domnul. Glorie Lui în veci. Amin. Spunea Domnul Iisus la ucenicii Ioan 14, eu mă duc în cer să vă pregătesc un loc acolo. Dar voi știți calea care duce în cer? Nu a spus căile. Că e o singură cale. Și s-a uitat, nu știu, îl apreciez pe Toma că a luat cuvântul și a zis, nu știm nimic, Doamne, suntem în beznă, luminează-ne. Și a vorbit în contextul acela Domnul pentru ei, dar nu doar pentru ei, pentru toate generațiile cât va ține lumea asta. Versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine în cer la Tatăl meu decât prin mine. Se ruga odată David, pentru că a avut și el niște sincove în viața lui. Și a spus, Doamne, cercetează-mă și vezi unde sunt. Dacă sunt pe o cale rea, ia-mă și du-mă pe calea veșnicii. Dumnezeu să cerceteze toată adunarea. Amin? Și să mergem pe calea Lui. Amin? Pe calea îngustă e luptă. Plăceri de șertăciuni, pe anus nu-i împodobită calea asta cum place lumii, dar este dreaptă și este bună, pentru că duce în sus, duce la Dumnezeu. Schimbări majore, sau 4 schimbări majore în viața omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Seara asta nu vă pot schimba, eu sunt un simplu om, un muritor. Cel care poate să vă schimbe e Hristos. El a schimbat generații întregi, a schimbat milioane și milioane și miliarde de oameni de-a lungul istoriei. El poate să te schimbe și pe dumitale. Amin? El îți poate schimba religia. Până azi te-ai bătut cu pumnii în piept și ai spus, am religia mea. Singura religie care te mântuiește e religia Lui. Doamne, vrem să trăim în religia Ta. Amin? El poate să schimbe anturajul.
poate să schimbe prietenii de pahar sau de bârfă. El vrea ca să-ți dea sfinți, oameni evlavioși, lăudați să fie Domnul. El poate ca să schimbe perspectiva asupra vieții, valorile din viața ta, dacă până azi ai avut valori trecătoare. E vremea ca să căutăm adevăratele valori veșnice. Doamne, binecuvinteze, binecuvintează-ne. Și El poate ca să schimbe calea și direcția. Dacă mergi pe o cale greșită, El te poate pune pe calea mântuirii, a veșnicii. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți până la final. Amin. Amin. Știți dumneavoastră pe ce e o schimbare religia lui Pavel, ce spune Apostolul Pavel? A fost cel mai mare apostol. Și ce spune Apostolul Pavel? Calcați pe urmele mele, pentru că eu calc apoi. Și toate neamurile vor fi judecate după, dacă a spus Apostolul Pavel, după ce eu schimbat religia. Slăviți să fie Domnul. Și mai spune Pavel ceva. Ce mă port aspru cu trupul meu. Ca nu cumva după ce am predicat la alții Evanghelia, eu să fiu? Oameni buni, dacă Apostolul Pavel pune întrebarea asta, cu cât mai mult eu? Și vreau să închei cu două versete și sora Adriana m-a mai lăudat pe Domnul cu trei cântări, Domnul să binecuvinteze. Amin, amin. Te rog frumos să afișez Eclesiastul, capitolul 12, versetul 1 și versetul 13. Și spun, vedeți ce spune înțeleptul Solomon. Îmi spune mie și spune Dumnezeu. Ascultat. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău din zile tinerețe tale, ce să facem? Aminte de făcătorul tău, când în zile tinerețe tale, până nu vin zilele cele rale și până nu se apropie anii când vei zice? Nu vezi. Să fie Domnul. Și versetul 13, tot din 12, ascultați ce frumos, e frumusețea cuvântului. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria, cum spune? Oricărei au. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Ca tu să fii mântuit.
Cerul îți spui da, 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 vino acum.
către cerul mă spui da. Da, 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 vino la bun. Și tu